Competiția de alergare pe șosea Gabriela Sabo Run Fest de la Bistrița, ajunsă la cea de-a 11-a ediție, așteaptă la startul întrecerilor 1000 de alergători din întreaga țară. În luna florilor, pe 7 mai, când totul e plin de viață și culoare, iar soarele ne mânghie cu raze blânde, în Bistrița toată lumea e invitată să facă sport. A 11-a ediție a tradiționalului concurs de alergare ce poartă numele celebrei atlete și campioane olimpice Gabriela Sabo cheamă la start toți iubitorii de mișcare, copii sau adulți, să se bucure de o competiție în aer liber. Traseul ce străbate inima localității Bistrița și evidențiază clădirile cu îndelungată istorie și punctele de atracție turistică este regândit în acest an de partenerii tehnici ACS-MPG și Asociația Județeană de Atletism Bistrița Năsăud. Totodată, pofta de alergare va fi stimulată prin noi curse, adaptate tuturor participanților, indiferent de nivelul de pregătire fizică. Așa cum este tradiția la acest concurs din orașul natal al celebrei atlete olimpice și mondiale, înscrierile la cursele de alergare sunt gratuite. Pentru eveniment este alocată o limită maximă de 1000 de locuri. La atingerea acestui număr, competiția va fi considerată închisă și nu se vor mai putea realiza înscrieri. Gabriela Sabo Run Fest oferă curse variate atât pentru copii și juniori, cât și pentru adulți pe distanțe de 2, 4 și 8 kilometri. Traseul este unul deosebit de atractiv și străbate inima localității Bistrița, dezvăluind clădiri importante și locuri pline de istorie, iar la eveniment va lua parte Gabriela Sabo, ambasadorul crosurilor Run Fest, care va susține copiii prezenți la curse și va alerga alături de ei. Cei interesați să participe la competiția de la Bistrița sunt rugați să-și creeze un cont gratuit pe www.runfest.ro, apoi să se logheze și să selecteze evenimentul Gabriela Sabo Run Fest din 7 mai și să se înscrie la cursa potrivită categoriei de vârstă în care se încadrează. Înscrierile sunt deschise și se fac exclusiv online până pe 4 mai inclusiv.